Prefectul de Gorj, Gheorghe Paraschivu, a spus că este inevitabilă încetarea mandatelor celor doi primari de la Drăguțești și Vladimir. Dacă vor fi organizate alegeri parțiale, cel mai probabil primăriile vor fi conduse de viceprimar și secretar. În situația în care un primar este eliberat din funcție când se constate încetarea mandatului, atribuțiile vor fi preluate de viceprimar. Dacă nu există viceprimar, atunci conducerea se asigură de către secretarul comunii, unității administrative teritoriale. Alegeri parțiale pot fi organizate în toamnă odată cu cele parlamentare? Alegerile parțiale se aprobă de către guvern, bineînțeles, la propunerea autorității electorale permanente. Gândul că ar putea avea loc alegeri parțiale nu-i sperie pe reprezentanții partidelor politice. PSD a pierdut alegerile în cele două comune, iar acum își reevaluează candidații. Rămâne să discutăm în biroul permanent al Organizației Județene Gorj. Rămâne să discutăm cele două variante, să vedem dacă mergem pe variantele pe care le-am avut și la alegerile locale, dacă există și alte opțiuni. Știți că permanent se mai schimbă situația în fiecare organizație și în funcție de importanța pe care o dă fiecare dintre candidați. În schimb, Partidul Național Liberal, de unde provin ambii primari certați cu legea, ar putea candida cu aceiași oameni. Dan Vâlceanu, președintele partidului, a declarat că mai întâi să se aprobe din nou alegeri și apoi vor vedea cum vor gestiona situația. Nu am discutat lucrul ăsta pentru că până la momentul ăsta nu suntem în postura de a pune problema cu ce candidați vom participa la eventuale alegeri parțiale. Deci nu pot să mă apuc să discut despre alegeri virtuale. Deocamdată nu sunt ordinele semnate, vom vedea după ce vor fi ordinele semnate, vom face o analiză la partid și vom vedea care sunt candidații noștri și în funcție de, discuția va avea loc și în funcție de data pe care guvernul va stabili pentru alegerile parțiale în aceste localități. Ok. Mersi frumos. Mersi și eu. Pa. Cert este că atât primarul liberal din Vladimir, Ion Iannăș, cât și primarul Vasile Moșoiu de la Drăguțești au declarat că vor candida din nou.